Mărire îndelung răbdării tale, Doamne, mărire ție. Dacă cernici părinți, vicari, cu cernici, preoți, diaconi, subdiaconi, seminariști și împreună slujitori, iubiți credincioși, ne aflăm în Vinerea cea Mare și Sfântă, în Vinerea Patimilor Domnului. Am celebrat împreună rânduiala ceasurilor împărătești, ceasurilor patimilor Domnului. Ce sunt, de fapt, aceste ceasuri despre care vorbim? Ceasul, în timpul antic, era o unitate de măsură. Ceasul în timpul zilei și straja în timpul nopții. Soldații trebuiau să știe timpul la care trebuie schimbată garda. De obicei, un asemenea interval de timp cuprindea pentru noi cei de astăzi cam 3 ore. De aceea, atunci când se vorbește de ceasul al treilea, ne gândim la intervalul orelor noastre de astăzi, între 9 și 12. Când se vorbește de ceasul al șaselea, intervalul între ora 12 și ora 3 după amiaza, 15. Iar ora 9 este între ora 3 și ora 6 după amiaza, 15-18. Spun aceasta pentru a înțelege mai bine timpul, cronologia patimilor Domnului. Am ascultat aceste lecturi și ieri și astăzi ale momentului patimilor Domnului. Este interesant cum timpul se dilată. În cadrul Evangheliilor, pentru că dacă la început sunt momente punctuale, se vorbește despre ani, Iisus avea 12 ani când a fost pierdut în templu, apoi îl regăsim la 30 de ani, la botezul în râul Iordan. După aceea, pe măsură ce se apropie ceasul, timpul nu se mai măsoară în ani, ci în ceasul. Ceasul al treilea, căci a sosit ceasul, ceasul al șaselea, ceasul al nouălea, un cuvânt, încă un cuvânt și și-a dat sufletul. Vedem cum timpul devine mai intens, mai profund, dar parcă și unitatea de măsură a timpului s-a schimbat. Parcă se intră mereu mai mult în detalii, până la nivelul picăturilor de sânge, care înseamnă viață. Pentru că acolo, pe cruce, de fapt, timpul, putem spune, că s-a dilatat imens, spre infinit. Pentru a cuprinde pe toți, dintotdeauna și de pretutindeni. Dacă vorbim despre o cronologie, atunci, arestarea lui Iisus, trădarea lui Iuda, se petrec noaptea. Tot noaptea se petrece și acel moment al ziselor judecăți la Ana și Caiafa. Spre dimineață Iisus este dus în pretoriu,
dimineața este judecata la Pilat, iar răstignirea începe ca și moment cam la ceasul al treilea, deci după ora 9 dimineața. Ceea ce sublinează apostolii, întuneric s-a făcut între orele 6 și 9, ceasul al 6-lea și al 9-lea, vorbim de orele noastre de astăzi, 12-18, iar ceasul al 9-lea, intervalul 15-18, marchează de fapt momentul final al morții lui Iisus. Este ceasul lui Iisus, ceasul patimilor sale. Știm că în timpul vieții sale, Iisus a vorbit adeseori despre ceasul său. Iată vine ceasul și a și venit ca să vă risipiți fiecare la ale sale și pe mine să mă lăsați singur, spune Iisus, mergând conștienți de acest moment. În cadrul cuvântului de despărțire adresat apostolilor, Iisus ridică ochii spre cer și înalță o rugăciune. Părinte, a venit ceasul. Preamărește pe Fiul tău, pentru ca și Fiul să te preamărească pe tine. Deși aceeași voce spusese mai înainte, chiar și la Cana Galilei, încă nu a sosit ceasul meu, dar va veni ceasul și iată, acum este ceasul. Care a fost, de fapt, ceasul lui Iisus? Ce înseamnă ceasul lui Iisus? Ceasul lui Iisus, în mod simbolic, putem spune că a fost prefigurat implicit încă din Cartea Facerii, atunci când Dumnezeu, pe desfindul pe șarpe, îi spune: vrăjmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei, genealogia femeii, ceasul celui care va să vină. 1000 de ani înaintea ochilor tăi, Doamne, sunt ca ziua de ieri care a trecut și ca o strajă în noapte. Atotștiința divină are o altă unitate de măsură a timpului. Dumnezeu Tatăl este mereu în afara timpului. El este creatorul timpului. El poate fi oricând, în trecut, în prezent și în viitor. Întruparea Cuvântului Divin, Buna Vestire, botezul la Iordan, nunta din Cana Galilei, schimbarea la față, învierea lui Lazar, cina cea de taină, patima și răstignirea, constituie pentru el împreună un singur ceas. Este ceasul lui Iisus, Fiul Său. Este ceasul răscumpărării neamului omenesc. Ceasul lui Iisus este ceasul preamăririi Fiului de către Tatăl și a Tatălui de către Fiul. Ceasul ascultării și al umilirii acceptate din iubire este ceasul prin care Fiul a venit în lume și ceasul în care neascultarea poruncii divine dintr-un început este îndreptată prin jertfa supremă din iubire. Este și ceasul supremei milostiviri. Milostivirea lui Dumnezeu față de oameni, acea întâlnire între abisul păcatului uman și infinitatea iubirii divine. Acolo, la ceasul suprem, omul pare că
se retrage. Rămân alături de cruce doar Maria, mama lui, și Ioan, ucenicul iubit. Maria este cea care are curajul matern, iar Ioan, fiind și foarte tânăr, dar fiind și el un iubitor al lui Hristos, nu se teme de moarte. Acum, când momentul morții se apropie la piciorul crucii, suferința lor este mai mare. Mama care îl crescuse vede cum puterile fiului ei scad clipă de clipă, aude vocea care devine din ce în ce mai slabă și respirația mai rară, mai sacadată. În memoria ei, acolo lângă cruce, retrăiește scene din întreaga-i viață. Teama și uimirea bunei vestiri, bucuria și extazul nașterii Fiului lui Dumnezeu, prunc mic în peștera Betleemului, vizita magilor, prorocia bătrânului Simeon, teama de a fi pierdut și bucuria regăsirii la Ierusalim, apoi, mai târziu, plecarea lui Iisus alături de apostoli, cuvintele predicării, miracolele, vestea patimilor, vindecările, momentele vieții publice în care, în chip spiritual, Maria a rămas alături de El mereu. A sosit apoi vestea arestării primită la ceas de noapte, a plecat grăbită pe drumul Calvarului și acolo a zărit un alt chip, un chip desfigurat, cu Sfântul trup însângerat sub crucea grea. L-a văzut căzând sub povara crucii și apoi, pentru o clipă, trista bucurie a ultimei întâlniri. Atunci când cu greu a reușit să-și facă loc din mulțime pentru cea din urmă îmbrățișare, au urmat celelalte căderi, dezbrăcarea de haina țesută de mâinile ei, pironirea crudă pe cruce, totul culminând cu ridicarea trupului țintuit pe lemnul crucii. Maria privește acest chip iubit al Fiului ei, în care se recapitulează, putem spune, întreaga ei viață. Să fi sosit ceasul despărțirii, deodată însă ochii Domnului se deschid înlăcrimați și o privesc cu o iubire de nespus, blând, din acel abis al suferinței. El este tot Dumnezeu. Dumnezeul atotștiutorul, Cel care acum îi transmite Mariei o nouă misiune, cu brațele întinse spre întreaga lume: femeie, iată Fiul tău. Acolo, sub cruce, în dureri și suferințe, Maria își redobândește funcția de mamă. Așa cum, prin vestirea Îngerului, Maria primise misiunea de mamă lui Dumnezeu, acum devine mamă a Bisericii. Iar alături de Maria este ucenicul iubit, discipolul fidel, care a urmat lui Hristos până sub cruce, rămânând acolo să înfrânească
frunte moartea cu iubirea. Ucenicul iubit reprezintă aici pe toți cei care au curajul să rămână lângă cruce, au curajul să se separe de tot ceea ce este lumesc și să rămână cu Hristos. Și din ceasul acela, ucenicul a luat-o la sine, după ce Hristos oferă și ultimul subiect pe care îl avea pe mama sa. Iată, mama ta, spune ucenicul iubit. Iar ucenicul o primește pe Maria nu doar în casa sa, ci o primește în sufletul său. Maria va face parte din viața ucenicului iubit, pentru că între ei s-a născut acum prin cruce o nouă legătură, o legătură materno-fraternă, prin fidelitatea pe care fiecare au avut-o față de Hristos. Privind-o pe Maria, ca reprezentând noul popor al Noului Testament, iar ucenicul iubit, tipul fiecărui creștin, înțelegem că lumina ceasului răscumpărării este o lumină care ne vine și nouă astăzi, prin cruce. Ucenicul va purta biserica în inima sa ca pe un bun prețios, încredințat de Mântuitorul răstignit, iar Maria va veghea și va mijloci cu iubirea maternă asupra tuturor fiilor bisericii. Iubiți credincioși, este ceasul lui Iisus, ceasul răscumpărării, dar este și ceasul nostru. Nu avem voie să fim spectatori la acest moment, pentru că acolo pe cruce este recapitulată și viața noastră. Adeseori se vorbește despre acei oameni care ajunși în situații limită și au văzut întreaga viață în doar câteva minute. Este ceea ce se întâmplă și pe cruce. Este o recapitulare a vieții noastre. De aceea să ne apropiem acum și noi de piciorul crucii, să ne așezăm în genunchi și să ne recapitulăm viața noastră, începând de la botez, mergând apoi spre toți cei care ne-au educat și format, părinții noștri, îndrumătorii noștri, cei care ne-au călăuzit pașii spre Dumnezeu, prima sfântă împărtășanie, și apoi timpul marilor alegeri din viața noastră, timpul harului, dar și timpul greșelilor. Să vedem apoi cum ne-am descoperit vocația în viața noastră, persoanele care ne-au stat alături, persoanele pe care Dumnezeu le-a trimis în viața noastră, unde suntem pe drumul vieții noastre, în ce ceas al vieții noastre suntem. Să ne întrebăm acum, iubiți credincioși, în fața Sfintei Cruci, să retrăim asemenea Mariei viața noastră în relația cu Iisus. Să știm că de această fidelitate a noastră în această
viață în acest pelerinaj depinde și veșnicia noastră. Eram în Republica Cehă. Participam la o vizită a Sfântului Părinte Ioan Paul al II-lea și era anul 1997, o întâlnire a Sfântului Părinte cu tinerii la Hradeț Hralove, un orășel. Liturghia se celebra pe treptele catedralei, care avea un turn foarte frumos cu un mare ceas. Predica a început cam în jurul orei 11 fără un sfert și la ora fixă ceasul turnului a început să bată foarte puternic. Sfântul Părinte, în fața miilor de tineri predicând, s-a întrerupt și a numărat bătăile ceasului. După care a pus o întrebare tinerilor, sau mai degrabă o invitație. Iubiți tineri, ați auzit ceasul? Este ora 11. Mai aveți încă timp? Iubiți credincioși, și noi mai avem încă timp. Nu este încă ceasul al 12-lea al vieții noastre. Ne mai putem bucura încă de rodul ceasului răscumpărării, de rodul crucii. Să rămânem, deci, în fața crucii, în liniște, în această zi a liniștii răstignirii, recunoscând cu smerenie, dar și cu hotărâre, contribuția păcatelor noastre la răstignirea lui Hristos, pentru a primi și bucuria celor care se simt iertați de iubirea sa milostivă. Astfel, semnul crucii va deveni puterea și tăria noastră în credință, iar ceasul pătimirii sale, ceasul iubirii noastre față de El. Încheiem cu rugăciune. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeului Celui Viu, care din voința Tatălui și prin colucrarea Spiritului Sfânt, prin moartea Ta ai dat viață lumii, izbăvește-mă prin acest Sfânt trup și sânge al Tău de toate păcatele mele și de toate relele și ajută-mă să fac întotdeauna voința Ta prea sfântă. Amin. Mărire îndelung răbdării Tale, Doamne, mărire Ție!